Mă numesc Novac Aurel. Ne aflăm în localitatea Biliești, la crescătoria mea personală, la lotul de zbor. Activez în cadrul asociației AJC Voiajorul Vrancea din 2013-2014. Am revenit după o absență de vreo 10 ani de zile și concurez la categoria fond și maraton. Noi asta zburăm aici. În cadrul asociației suntem 130 și ceva de membri, un colectiv bine închegat, o conducere care ne reprezintă cu succes la nivel național. Concurez din 2015, când am început să zbor din nou porumbei. Am avut o lipsă vreo 10 ani de zile și m-am apucat iarăși de porumbei. Matca o am în oraș, cu lotul de zbor îl am la Biliești, aici, la podul Zanfirei, la ferma personală. Concurez în jur de 80, încep cu 80-100 de porumbei. În perioada 2015-2019, cele mai bune rezultate ale mele au fost în 2016, un mascul 283-597, care au ocupat locul 8, Bârzai Național, pe toată zona Moldovei. Același mascul ocupă în 2018 locul 1, Bârzai, 3 ani de zile, zona Moldovei. În același an, 2018, ocupă locul 1 pe concurs Bârzai 2018 cu masculul 667-402, mascul care provine dintr-un porumbel din 061 al lui Moise Dinu, cu o fiică din 843, tot de la Moise Dinu. În același an, 2018, 283-597, au făcut locul 1, Bârzai, 3 ani de zile, palmares 3 ani de zile. Și la nivel național am locul 2, crescători, fond. În 2019 ocupă locul 1, Bârzai, 3 ani de zile, același loc 1, 3 ani, Bârzai, categoria maraton. O femeie, 283-567, iar la nivel național ocupă locul 1 crescător, palmares 2 ani de zile, categoria fond. Am porumbei în primii 10 top național, 667-487, 667-478, 667-513, astea sunt la fond. La matcă am în jur de 20 de perechi de porumbei, porumbei care provin din păsările lui Moise Dinu, o parte din ei, de Carteus cu husul. De asemenea mai am Van der Wegen, mai am Vișnas, aduși de la Sorin Iftimie, Devos de la Struț, Gheorghe de la Suceava, Florizone de pe la Țârtă de la Bihor. Și din marca proprie produc în jur de 80 de porumbei pe care toamna îi scoatem la, îi ducem la antrenamente și îi selectăm. Concurăm primăvara, încep cu un lot de 80-100 de porumbei, zburăm fond și maraton, astea sunt categoriile preferate în zona noastră aici, fondul și maraton. Porumbei zbor la văduvie, primăvara cu 60 de zile, 70 de zile înainte de primul concurs, la fond îi bag la pereche, îi lasă scoată o pereche de pui, îi lasă crească un pui, după 15-16 zile îi încerc, separ femelul de mascul și lasă masculin, pui în compartiment cu masculin. Și la antrenament îi scot femelele, zboară o oră dimineață, o oră seara, după care ies masculin o oră dimineață, o oră seara, în perioada asta intră femelele la hrănit și cu 2-3 săptămâni de zile înainte, 2 săptămâni de zile înainte de primul concurs, pui în cerc și îi separ definitiv. Înainte de concurs, de regulă la fond, le arăt femelele la masculin. După care, în momentul când vine, îi las, știu eu, jumătate de oră, o oră cu femelele, după ce îi separ femelele de mascul. Ca și hrană, în perioada concursurilor, folosesc Champions Plus, Superstar și mâncare de la Van Robais.
Ca și recuperatori folosesc în general produsele de la Tolisan și Dr. Brocam, Probac Omi, Probac Energy, Toliamin Forte, Oil Toliamin și cam astea sunt produsele care le folosesc de regulă. Între concursuri porumbei sunt duși la circa 70-90 de kilometri, de 2 ori, 3 ori, dacă îmi permite timpul și porumbeii sunt recuperați, îi ducem la 70-80-90 de kilometri. Porumbeii tineri în crescătoria noastră zboară în primul an, zboară fondurile, zboară toate 5 fonduri. După care, în anul următor, cei care au făcut rezultate foarte bune la fond rămân la fond, ceilalți merg la maraton. La noi totul merge la zbor, nu rămâne niciun porumbel, decât doar dacă este accidentat sau rănit, în rest toți porumbeii merg la concurs. După încheierea sezonului se verifică fiecare porumbel, cei care nu au făcut norma sunt eliminați, cei care și-au făcut norma rămân în crescătorii și merg mai departe pentru anul următor. După sosirile de la concurs, le fac tratamente, le fac pentru tricomonoză cu TKK și Toliamin. La un concurs, la următorul concurs, de exemplu, le facem pentru respirații, le fac cu Bronchosprint și Belgasol sau Toliamin. La lotul de la matcă am mers până acum pe încrucișări. După acest sezon, o parte din porumbei îi voi retrage la matcă și încerc să-i lucrez un piculeț în consanguinizare. Bunic, nepoată sau bunică, nepot. Și scot cam 3 perechi de pui din fiecare perechi pe an. Tratamentele fac, tratamente de tricomonoză după fiecare, la fiecare pereche de pui. Și încerc să țin în matcă porumbeii care ai căror produși să dea rezultate la lotul de zbor. Care nu dă rezultate, anul următor pleacă din matcă, n-are sens să pierdem timp cu ei. Puii care îi încerc le fac la sota, le repet la sota și le fac vaccin cu Columbovac sau Columbi 2. La 2 luni de zile le repet iarăși la sota și le fac cu PHA vaccin. În toamnă îi duc cu mașina personală îi ducem până la 300 km, 250 de km, 300 km, îi ducem la antrenamente. Cei care după ce se termină tot aceste antrenamente, urmează și o selecție la mână. Cei mai reușiți rămân, ceilalți îi eliminăm. Acesta este un porumbel care anul trecut a făcut 3 ani, AS Maraton, o categorie greu de făcut. 283-552, care l-am concurat inclusiv la bârzai, inclusiv code. Deci un mascul tare drag mie, este frate de mamă cu 283-597, masculul care are loc cu unul bârzai 3 ani în 2018. Și cu 553, sora lui de cuib, care în același an, 2018, are loc cu 3 bărzai național, 3 ani pe toată zona Moldovei. Acesta este un porumbel concurat foarte bine la etapele de fond, este 667-478, cu niște rezultate foarte bune, top 7 național, tot top fond, palmares 2 ani, top 8. Asfond, un porumbel care a zburat foarte, foarte bine, este frate cu 667-513, care la mine la fond mi-au făcut echipa și am reușit să câștig în 2018 locul 2, vicecampion național la crescători, categoria fond, iar în 2019 campion național la palmares 2 ani de zile, aceeași categorie crescători. Un porumbel super bun, un porumbel de excepție la mine în crescătorie. Aceasta este o femelă concurată tot la fond, ceea care m-a ajutat tot la fel atât de mult să fac echipa în cei 2 ani de zile.
Este vorba de 500-517 și ea tot la fel în top 10 național. O femelă scoasă din păsări Vișnas, care la fond chiar a dat rezultate. Încă un porumbel care făcea echipa de fiecare dată la AS maraton, la maraton. Este frate de cu 597, el este 283-598, 283-597 cel masculul cu locul 1, bârzai 3 ani. Și el are anul trecut locul 16, palmares 3 ani de zile, bârzai pe toată zona Moldovei, un porumbel foarte, foarte bun, dar din păcate la ultimul maraton mi-a venit accidentat, a ajuns acasă cu greu și probabil că va fi retras la matcă și eu.